gata, eu știu. Salut, prieteni! Voi sunteți pe canalul Sofia Show! Și astăzi noi venim cu un challenge nou pregătit de tata. Challenge-ul se numește Cântecul Invers sau Revers Challenge. O să ascultăm mai multe piese în sens opus. Deci cuvintele o să fie rostit invers. Te uiți la mine. Tata a zis că sunt 8 cântece pe care noi le cunoaștem, cântece pentru copii. Sper să știm noi ce cântece sunt acestea. Voi participați împreună cu noi și ne scrieți în comentarii care piese voi le-ați ghicit. Și noi începem cu prima piesă, da? Mă repetăm? Hai încă o dată. Zece degetele. Da? Da, bravo, da. Pune să vedem dacă este corect sau nu. Este, așa am făcut. Eu am 10 degetele. Noi cu Sofia suntem bravo și am ghicit, dar voi ați ghicit sau nu, ne scrieți și noi trecem la piesa numărul 2. Eu știu, care? Ramzamzam, corect, hai să vedem unde, nu știu. Seamănă cu Ramzamzam, este Ramzamzam, sigur. Dar voi ați ghicit sau nu? Mergem mai departe, deja este mai interesant, da? Da. Următorul. Încă o dată? Pentru că este în chineză. Încă o dată, nu am înțeles, deloc nu am înțeles. Nici nu seamănă cu nimic. Vă predați? Da, dar eu nu înțeleg, deloc nu înțeleg, nici nu seamănă cu nimic. Hai să vedem. Iepurașcă cunoști? Pune. Sofia, dacă știi mai bine și ascultă aceste piese mai mult decât mine, știi mai bine, da, mai des. Sofia, ești bravo, mă mir. Mergem mai departe, voi ați ghicit sau nu? Eu, de exemplu, deloc, nici nu mi-am dat seama. Nu seamănă cu nimic această piesă. Da. Începem? Da. Eu știu. Cred că știu, nu știu. Eu vreau să spun. Nu știu, eu cam seamănă cu o piesă, dar nu știu, poate nu este. Hai, spune tu. Nu-i frică de bobom. Eu tot la asta m-am gândit. Vedem. Noi suntem bravo, tu știi? Nu am așteptat ca așa de repede o să ghicim. Pune. Sofia, nu sări, este deja târziu și tu sași pe cine cușo să vină. Vasilisa muș vine. Mergem mai departe? Da, următoare. Ok. Mac. Cuvintele nu le știu, dar mac, seamănă. Mac. Hai, pune. Era un rățel cu sac, toată ziua sta pe lac și trebuie strigă așa. Mac. Era...
Voi ați ghicit sau nu? Eu... Noi am ghicit. Da, eu știu. Să fie puțin s-a greșit, dar acum... Ne... Mai departe. Cum stau? Eu știu că asta este... Seamănă, eu știu. O, acuac, diri, dac. Hai să vedem. Da? Nu? Da? Nu, da? Nu, voi ce nu, credeți? Nu. Da? Nu? Până când... Sofia este expert corect în aceste cântece. Este bravo, Sofia. Este... Sofia, acest challenge este perfect pentru tine. E de mică să uit. Da, te pricep foarte bine la toate aceste piese. Tata știe ce știe Sofia și a găsit piesele pe care ea le cunoaște, da? Într-atât de bine le știe că și invers le știe. Mai sunt încă? Cât? Da, încă una. Încă una? Da, bravo. Eu doar mi-am dat seama la urmă când am auzit ăsta de sunetul ăsta de elefant la urmă și doar asta m-a pus pe gânduri. Hai să vedem. Câtă bucurie! Priviți la ea! În sfârșit, Sofia a câștigat într-un challenge, așa... cinstit! Da, Sofia? Ești bucuroasă? Dacă v-a plăcut acest challenge... Gata, sunt toate piesele sau mai este ceva? Dacă v-a plăcut acest challenge, dacă ați ghicit și voi odată cu Sofia, deoarece eu am fost mai slabă în acest challenge, nu am știut chiar toate piesele, mi-e trebuie ceva, niște hituri din 2017. Eu o să știu mai bine decât Sofia. Și eu atunci o să înving. Data viitoare facem cu niște hituri, cred că, da? Și eu. Da? Tu particip, dar nu cred că tu o să ghicești, dar data viitoare eu o să fiu mai puternică și eu o să... Eu. Dacă v-a plăcut acest challenge, așteptăm de la voi multe like-uri, ne dați multe like-uri, vă abonați la toate canalele noastre, link-urile le găsiți în descriere, vă iubim foarte, foarte, foarte mult și pa, pa! Ne scrieți câte piese ați ghicit voi. Câte fericire dacă i-a câștigat.